Bună seara! În episodul de astăzi o să facem cu prietenul meu Rareș aici, o să expert în animale, o să căutăm un liliac. Întoarce camera. Vom căuta un liliac Mizopoda aurita, deci haideți! Întoarce camera. Bun, păi nu mai putem. Hai să-mi scot razele, raze X. Dacă vreți să vă puneți, o să-mi deschid și eu un cont de YouTube. Dacă vreți să aveți multe like, uitați ce folosesc eu ca să mergă. Folosesc o termocameră. Hai! Vedeți punctul ăla? Vedeți punctul ăla roșu de aici? Și ce este? Acela este un liliac, Mizopoda auriu. Haideți după el. Stai. Ce mă? Da. Ok, hai să închidem camera. Stați puțin, s-ar putea să... Uite, aici am pus o capcană. Am pus mai multe capcane, vă vom arăta. Unde, mă? Hai acolo, da. Vă vom arăta capcana numărul 2. Uitați aici. Uitați cum funcționează. Când vine liliacul prin plasă, pac, se prinde de plasă. Hai să vă arătăm capcana numărul 3. Unde e numărul 4? Cam uitat. 3. Că nu sunt capcana numărul 3. Aici e camuflată. Bă, dar unde e? Aha, uitați-o. Și ultima, dar nu cea din urmă, numărul 4. Hai. Uitați-o aici. Bă! Apoi, haideți să vă arătăm unde mergem, să vă arătăm unde sunt liliacii. Ce peste bloc acolo, hai. Bagă. Ce dracu m-a pus telefonul, măi? Hai, mă, pune-l maică-ta, că ne ducem peste bloc. Cum peste bloc? Peste casă aici, ne ducem să le arătăm. Uite, mă! Uite aici, lângă farmacie, le arătăm unde sunt liliacii. E un găgăuță. Îl spunea el, nu face alta. Astăzi m-am pus la un loc de pescuit. Am prins un pește, uite. Venim înapoi, e aici, lângă farmacie. Da, aveți grijă că sunt o felul de oameni adăzut și de copii răi plecate. Da. Da. Nu, stăm o oră. Ok, haideți să ne ducem. Dacă nu mă vedeți bine, nu mă interesează, deci... Bă! Dacă nu mă vedeți bine, chiar nu mă interesează. Băgam eu și telefonul l-a încărcat. E întuneric bezna. Mă, știu cu farul e. Bă! Ia, putu-ți! Bă, te-auzi ăla. Ia, stați. Pizda, mă, ia. Stați. Uitați chiar. Chiar acolo. Chiar acolo este. Hai acolo, că mă... Și uitați-l pe pișerul său. Pihercosul radiosul. Hai să plece doamna. Și aici este farmacia de căcat. Toată lumea se cagă, se pișe în ea. Toată lumea jură, fute-n curcu, ce dracu, fute-n. Bă, acum vin o față. Bă, cam i-aș... Nu ne copiați la înjurători. Asta e la pachet. Asta e la pachet. Eu. Ha. Dați chiar aici. Chiar este pișorul.
ce... Ia uitați-vă cu ce pișe. Da, sunt prost, ce să fiu, Gogoman, mulțumesc că ăsta-i telefonul meu. Normal, dau înapoi. Băi, ești prost? Băi, nu mai vedea pe ăla. Uite-l! Nu mă prinde. Ok, vă vom revedea în episodul 2, vom vorbi despre Leo.